Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit la Europa FM, la radio, pe Facebook și YouTube. Copiii se vor întoarce săptămâna viitoare la școală, fizic sau online, pentru ultima lună și jumătate din acest an școlar. Și ar fi extrem de important ca încă de pe acum să înceapă nu doar pregătirea viitorului an școlar, ci un proiect cu mult mai amplu. Criza aceasta a pus reflectorul și în educație pe toate fisurile, pe toate lipsurile și lecțiile odată înțelese ar trebui să fie punctul de plecare pentru un nou sistem de educație. Cel mai rău, nu-i așa, este nu să treci printr-o criză, ci cel mai rău este să treci degeaba printr-o criză, să nu înțelegi nimic din ea. Vom vorbi despre felul în care ar trebui să arate educația, dar și despre felul în care trebuie consiliați copiii pentru a alege o carieră, cu prorectorul Universității București, profesor universitar dr. Sorin Costreie, consilier al premierului Câțu. Bună seara, domnule profesor! Și mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara și eu vă mulțumesc că am ocazia să mai stăm un pic de vorbă despre educație. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, lecțiile acestei crize despre care vorbeam? Sigur, lecțiile pentru sistemul educației. Și atenție, nu întreb doar profesorul, nu doar prorectorul celei mai mari universități din România, ci și părintele care sunteți dumneavoastră. Păi, lecțiile sunt multe, sau ar trebui să fie multe, dar meta-lecția cred că ar trebui, exact cum ați spus dumneavoastră, dacă noi trecem printr-un fapt major și această pandemie a fost un fapt major care ne-a zguduit și la nivel individual și la nivel colectiv, fără să învățăm nimic, fără să ne scuturăm, să spunem așa, de niște metehne, atunci mi-e teamă că suntem pierduți. Pentru că noi trebuie să fim flexibili și educația în definitiv înseamnă adaptare. Deci oamenii, iar aici nu suntem cu mult diferit de alte specii, învață ca să se adapteze, ca să își apropie mediul și să le fie bine acolo. Bun. Acum, a venit această pandemie. Ce ne-a adus ea? Din punct de vedere al educației, da, a fost un șoc. A fost un șoc pentru că am trecut brusc în online. Trecând brusc în online, am avut un alt tip de interacțiune. Deci, eu consider foarte important în educație, pe lângă livrarea de conținuturi, de informație, partea formativă. Iar cel puțin pentru ciclul primar, aceasta este fundamental. Și o să revin poate mai încolo la importanța celor 7 ani de acasă. Ori aici, copiii aceștia, copiii noștri, ei au, să spun, posibilitatea acum să fie mai anxioși. Luați posibilitatea cu ghilimelele de rigoare. De ce? Pentru că n-au mai interacționat cum trebuie cu colegilor, n-au mai interacționat cum trebuie cu profesorilor, n-au mai interacționat cum trebuie cu părinților. Și toate acestea se vor regăsi în niște adulți neadaptați, dacă nu facem ceea ce trebuie. Adică dacă noi nu ne adaptăm de acum, ce înseamnă să ne adaptăm? Exact. Ce înseamnă asta? Păi, lecțiile care ar trebui să fie? 1. Competențe digitale. Deci, pe partea formativă, e clar că avem nevoie de acest lucru. Dar competențe digitale nu înseamnă neapărat să știi să manevrezi niște device-uri mai bine decât înainte. Da, asta este inevitabil. Trebuie să te adaptezi la ele, de exemplu ca profesor, astfel încât să livrezi informația mult mai bine ca înainte. Pentru că și această interacțiune online are multe dezavantaje, dar are și niște avantaje. Și atunci trebuie să întorci lucrurile în așa fel încât să devină un mic avantaj, în sensul să ajungă la mai multă lume, să, de exemplu, mie îmi pare un avantaj pe care noi nu-l fructificăm și o lecție neînvățată este că acum, în acest context, noi am putea să oferim lecții de calitate tuturor copiilor noștri. Să se facă o bază de date a unor cursuri predate la toate nivelurile
predate de cei mai buni dintre noi, cei mai buni însemnând nu neapărat cei mai buni specialiști, dar și cei mai buni care s-au adaptat și știu și au aceste competențe. Cei mai buni în online, în predarea online. Exact, e foarte important. E foarte important ca copilul să se simtă bine și să învețe. Da, dar această, presupun că vă referiți la acea bibliotecă virtuală, care însă e prevăzută de lege. Adică ce ne împiedică să o avem? Nu mă referam la bibliotecă. Acela e un proiect mai vechi, de câțiva ani buni, din ce știu eu. Ne împiedică multe. Ne împiedică, unul, gândiți-vă care este dragostea românească pentru bibliotecă. Uitați-vă pe statistici să vedeți că în Europa suntem la coadă ca cititori de carte, ca oameni care își absorb informația din bibliotecă. Și faptul că ea este virtuală și nu avem competențele necesare nu fac decât să o îndepărteze. Mă referam la cea pentru elevi. Bun, deci trebuie să facem cu această să colectăm aceste lecții cele mai bune predate de cei mai specializați profesori în online. În cât timp se poate face asta și ce a împiedicat până acum să se întâmple acest lucru? Proiecte au fost. Dacă vă aduceți aminte, s-a încercat lucrul ăsta cu televiziunea publică, adică la ajunge în special la copiii defavorizați. De lucrul acesta vorbim. Și pandemia, o altă lecție pe care trebuie să o vedem, nu a făcut decât să adâncească diferențele între copiii care au niște avantaje și ceilalți care sunt dezavantajați. Și culmea, normal știm cam pe unde sunt cei dezavantajați și în clipa în care ei nu au mai venit la școală, la mulți situația a fost dramatică, nu au mai avut să mănânce pentru că acea masă caldă pe care o primau era crucială și multe alte consecințe de acest tip. Și atunci, da. Da, continuați, nu, vă rog. Și atunci, noi, pe scurt, ca să revin la întrebarea inițială, 1. Trebuie să învățăm să ne mișcăm în mod natural în online, să trecem foarte ușor la combinația aceasta hibridă, pentru că apele se vor retrage, apele pandemice, dar online nu va rămâne. Și cred că noi de acum încolo vom funcționa, să spun așa, într-un context hibrid, adică ședințe, ore, cursuri se vor face și după pandemie și după ce nu vom mai avea mască și distanțare socială și în online. Pentru că ne-a arătat că online-ul pe alocuri este bun. Adică vă spun... Pe care locuri? Că asta nu înțelege. Online-ul a devenit, domnule profesor Costrei, un fel de spaimă, un fel de eșec garantat, inclusiv din punctul de vedere al actualului ministru al educației. Și dumneavoastră ne spuneți care părțile lui bune. Care sunt părțile lui bune din punctul dumneavoastră de vedere? Da, bun. Online-ul oricum ne sperie pentru că este ceva nou, masiv. Și orice ar fi fost nou masiv, ne speria. Asta e normal. E o reacție psihologică normală. Dar asta vă spun că are și părți bune. Unul, de exemplu, constituindu-se această bază de date, dacă vreți, bibliotecă virtuală de bune practici și bune cursuri, am face, normal, atâta timp cât am dat tuturor copiilor acces la această bibliotecă, adică să le dăm o tabletă, un telefon, ceva, internet, le-am dat acces la un învățământ de calitate. Lucru pe care nu l-aveau înainte. Gândiți-vă, un sat uitat de lume, cu profesorii de rigoare de acolo, mai dedicați, mai puțin dedicați, dezavantajul e major față de o clasă de elevi de la aceeași nivel, dintr-un oraș în care profesorii sunt cuplați la tot felul de circuite informaționale, practici și așa mai departe. Oricum, în contextul acesta, tocmai acei copii au fost loviți, pentru că ei nu aveau nici instrumentele necesare, nici practicele necesare și ceea ce mi s-a părut pe alocuri un pic absurd este că tocmai școala lor s-a închis. Știți, școala lor, care avea 20 ceva de elevi, să zicem, din satul lor, fără niciun caz, probabil, pentru că izolarea unor ajută. Deci o altă lecție la care s-a încercat să facem ceva, dar aici a fost și o rezistență a sistemului, e descentralizarea.
Oamenii trebuie să învețe să fie autonomi. Noi avem o mentalitate de tipul totul rezolvă vodă. Știți, rezolvă premierul, președintele, ministrul, inspectorul, directorul, dar nu este această abilitate cognitivă să te întrebi, dar ce pot eu să fac înainte să facă cel de peste mine, înainte să mă duc cu jalba în proțap, ce pot eu să fac? Și asta e o altă competență pe care noi trebuie să o sădim, bineînțeles. E o altă competență care aduce după sine flexibilitate cognitivă, autonomie, lucruri de tipul ăsta. Ori noi trebuie să infuzăm pe toate căile, și administrativ, dar și pedagogic, în copiii noștri, aceste lucruri. Deci competențe digitale, competențe cognitive de autonomie, de lucru în echipă, de gândire critică, nu vă mai spun. Uitați, aceasta e altă lecție. În contextul acesta anxios și în contextul în care oamenii oricum își cam pierduseră încrederea în știință, pentru că vorbim de epoca aceasta post-adevărului, s-au proliferat știrile contrafăcute, acele fake news. Spun contrafăcute că ele nu sunt doar simple știri false. Nu intru aici a dezvolta lucrul ăsta, dar vreau să vă spun cum noi de fapt am avut două pandemii. Una a fost pandemia virusului COVID, care ne-a lovit frontal, urmată după aceea de o amplificare a știrilor false, care a amplificat, de exemplu, teoriile conspirației. Exact. Care subminează încrederea în autoritățile statului și care, într-un cerc vicios, după aceea, ne subminează chiar lupta cu pandemia de COVID-19. De ce? Pentru că oamenii nu vor să se vaccineze, că nu au încredere în instituții, că văd, mă rog, pe alocuri tot felul de discrepanțe de comunicare, de acțiune, și acestea sunt speculate de tot felul de prieteni binevoitori. Și atunci, atâta timp cât noi nu avem încredere în știință, și încrederea în știință doar din școală o putem avea, da, suntem foarte vulnerabili. Suntem foarte vulnerabili și la această pandemie. De știri false, de contrafăcute, de minciuni, de dezinformare. Pentru a cultiva spiritul critic la un copil, profesorul însuși trebuie să aibă o minte foarte deschisă, să accepte întrebarea, să accepte opoziția, să accepte contraargumentul. Oare faptul că noi în școală nu ies copii cu acest tineri, cu acest spirit critic, nu este în primul rând o consecință a faptului că profesorii înșiși au această problemă și nu de acolo trebuie să plecăm, și în cât timp oare se poate corecta, că sunt generații întregi de profesori în această situație? Aici eu văd un plan masiv de schimbare a mentalității, în sensul în care trebuie o infuzie bună de data asta. Virusați în primul rând profesorii cu gândire critică, cu competențe digitale, cu abilități pedagogice. Deci un pachet de cursuri la care ei să fie supuși, în primul rând profesorii, și după aceea, bineînțeles, că virusurile acestea bune se vor duce mai departe la copii și se vor duce mai departe în societate. Acum, gândiți-vă, noi vorbeam de acești copii creativi, inovativi, critici. Ei sunt incomozi. Înțelegeți? Ei în clasă nu sunt stimulați. De obicei li se spune, mai vezi tu pe cineva care face așa? Exact, exact. Deci, ei trebuie să fie trecuți acolo și băgați cu ceilalți. Ori, să fie tunși și egalizați. Exact, păi da, înregimentați. Înregimentați, da, da, da. Ori noi trebuie din contră să luăm pe fiecare în parte în funcție de potențialul lui și să-l stimulăm. Unii merg mai repede, unii merg mai încet. Știți, e un proverb, cred că african, care spune: dacă vrei să ajungi repede undeva, mergi singur. Dacă vrei să ajungi în siguranță, mergi cu mai mulți. Noi ce vrem să facem acum? Eu cred că trebuie să mergem în siguranță și atunci trebuie să mergem cu toți. Aici e și problema cu învățământul, mă rog, cu orele remediale.
care au fost înțelese strict ca ore de recuperare. Dar remedialul e altceva. Remedialul este o privire asupra sistemului în care eu acționez diversificat în funcție de nevoia copilului. Exact, de personalități pe care avem acolo, mugurii aceștia care cresc fiecare în modul lor. Adică remedial poate să fie și un copil foarte dotat, să-l duc spre excelență, să nu-l las în zona de, hai să spunem, mediocritate, de medie. Exact. Deci un copil foarte dotat, care de obicei e mai altfel, el iese în afară. Tendința sistemului este, cum v-am spus, să-l înregimenteze. Înregimentându-l, el nu se dezvoltă. Pentru că el are nevoie de un alt ritm, are nevoie de un alt mediu. Și atunci eu, ca profesor, am datoria să fiu și aproape de elevii mei. Eu văd școala ca pe o continuare a familiei. Trebuie să știu despre fiecare câte puțin, pentru că trebuie să-i și ghidez uman. Eu am și un rol de mentor. Bun, ar trebui să fie chiar un rol separat acesta de consiliere, de mentorat, de ce va face copilul în viață. Bun, ce facem cu profesorii sau... Haideți să o luăm altfel, domnule profesor Costreie. Credeți că profesorii nu vor opune rezistență la virusare? E mult mai greu să cultivi spiritul critic decât să ai în față un regiment cu minte care răspunde când vrei, ce vrei și nu își manifestă prea mari curiozități, prea mari adversități uneori, de ce nu? Ce facem cu cadre didactice? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Profesorii noștri sunt un fel de regi, nu, care intră, se instalează la catedră, scaunul royal, au sceptrul, catalogul, și gândiți-vă că de mâine le spunem: îmi pare rău, vă duceți în clasă fără catalog, nu vă mai așezați la catedră, ci stați cumva printre copii și o să vedeți cât de anxioși o să fie ei. De ce? Pentru că ei se agață de aceste semne ale puterii și autorității externe. De aia vă și întreb. Autoritatea în cazul ăsta ar trebui să fie o autoritate caldă de cunoaștere. Să-și atragă copiii și să-i stimuleze și să se joace cu ei. Pentru că ei vin cu o miroare și cu o sete de a cunoaște universul fantastice. Noi ce facem? Doar îi stăvilim și îi înregimentăm. Ori exact asta nu trebuie să facem. Și mai ales să-i plictisim. Asta este un pericol mortal. Deci, am mai și scris despre asta, de plictisul școlii românești. Știți, de acel profesor care vine îngândurat. Bun, poate are tot dreptul să vină, că are salariu mic, că are norma mare, că... dar în clipa în care el vine acolo, el transmite această stare către ceilalți. Plictisul e molipsitor, după cum și entuziasmul e. E molipsitor. Da. Se discută foarte mult despre rolul neuroștiințelor în reconfigurarea învățământului, astfel încât el să devină mai atractiv, mai adaptat elevului până la urmă. Că despre asta vorbim, facem școală pentru copii, nu pentru profesori sau părinți. Facem pentru copil și pentru formarea lui. Cum ar trebui folosite acest bagaj de cunoștințe, de cercetări, de dezvoltări în remodelarea învățământului românesc? Eu cred că aici noi avem o mină de aur pe care nu o folosim. Adică toate aceste științe care se adună acum pentru a înțelege mai bine cum funcționează creierul nostru, cum funcționează gândirea noastră, sunt fundamentale pentru, sau ar trebui să fie fundamentale, atât pentru pedagogi, cât și pentru cei care stabilesc politici educaționale. Și o să vă dau un exemplu. Plasticitatea creierului nostru și numărul maximal de conexiuni este în jurul vârstei de 4 ani. Deci atunci copilul are capacitatea de a se adapta și absorbi cel mai bine și cunoștințe și comportamente. Știți? Și asta se duce până pe la 7-8 ani. De aici și cei 7 ani de acasă, care sunt cruciali. Ce se întâmplă la noi în jurul acestei vârste? Unde sunt copiii noștri? Păi copiii noștri sunt fie acasă cu niște bunici, în cele mai multe cazuri, fie la grădiniță. Nu? Dar noi, și privirea sistemului asupra acestor copii este că trebuie să stea și cineva cu ei să-i supravegheze. Să fie parcați undeva. Exact, exact, dar nu să-i stimuleze. Cum să spun, sunt aia mici care nu înțeleg foarte multe. Nu.
Sunt ăia fabuloși care acum se formează. Deci eu, de exemplu, aș întoarce piramida și cei mai buni pedagogi i-aș băga la grădinițe și în ciclu primar. Cei mai buni, înțelegeți? Oamenii cu cea mai multă carte, acolo i-aș băga. De obicei ce se întâmplă? La grădinițe, ca să nu mai vorbim de creșe, că și aceea este o perioadă crucială. Dar bun, o scoatem. Vorbim de grădiniță și ciclu primar. De obicei acolo avem tinerii care abia au ieșit din școli pedagogice, care au fie măcar au terminat o facultate sau ceva de tipul ăsta, și își încep ucenicia. Știți, cu cei mici. Din contră, acolo ar trebui să fie cei mai buni. Repet, mi se pare crucial. E un segment pe care îl ratăm și după aceea ne trezim cu ei că nu știu să învețe cu acești copii. Că ei sunt deja înregimentați să copieze. Aceasta e o plagă națională. Deci copiatul... mă rog, sintagma e sport național, dar măcar să facem și sport. Și, da, eu am o mare problemă, pentru că copiatul, memoratul și accentul pus pe furatul căciulii ne duce într-o societate ineptă, într-o societate în care tolerăm furtul și tolerăm impostura. Și nu facem decât să lărgim aceste cangrene pe care, mă rog, le vedem cam peste tot. Exact, copiatul, de fapt, cred că din asta și vine, din faptul că accentul este pus pe memorare, dacă ar fi pus pe creativitate, pe folosirea informațiilor, n-ai avea de unde să copiezi și ce, eventual de la vecinul, cel mult. Dar tocmai asta e problema. Problema vine de foarte jos, din felul în care este făcut tiparul învățării. Memorare, memorare, memorare. Asta cum se poate schimba? Și în cât timp? Tot de la această vârstă crucială. Acolo noi ne tot lăudăm că Georgica spune cățeluș cu părul creț și îl repetă pe la toți vecinii din bloc. Dar nu ne lăudăm cu același Georgica care a făcut un desen mai altfel al familiei, de exemplu. Știți? Pentru că acela iese din tipar. Noi vrem această înregimentare să se facă pentru că îi duce la copii mai cu minți, mai obedienți. Dar aceștia vor fi viitorii noștri cetățeni mai inepți, mai neadaptați. Deci, din contră, trebuie să îi facem să iasă un pic din tipare, dacă vrem să schimbăm tiparul. Dacă vrem să rămânem în aceleași metehne, să fim ancorați în aceeași rutină cognitivă, să spun, atunci ok, vom continua așa. Dar eu cred că nu se mai poate. Iar pandemia, ca să revin la întrebarea inițială, asta ne-a arătat. Pandemia e o criză, e ca un război, este ceva fundamental. Ori aceste experiențe fundamentale, apropiate de moarte, știu că sună un pic patetic, dar este multă moarte în jurul nostru, te schimbă și îți oferă posibilitatea să te gândești și să valorizezi viața, să te întreb mai bine ce vreau eu, ce rol am, ce rol are societatea, ce rol are cel de lângă mine, cum pot să-l ajut, cum pot să mă ajute, lucruri de tipul acesta care de obicei nu prea ni le punem când mergem pe pilot automat. Sunt oportunități. Crizele sunt oportunități până la urmă și sunt oportunități și pentru educație. După cum ați dezvoltat până acum foarte, foarte bine. Domnule profesor Costre, se apropie examenele naționale, bacalaureatul, admiterile. Există o categorie de copii, de tineri, să zic eu, norocoși, care știu foarte clar ce vor să facă, pentru care drumul... Bun, uneori nu pentru că și l-au dorit, ci pentru că sunt împinși în direcția aia, dar în mod cert știu ce vor să facă. Alții care însă ezită. Ezită între multe discipline, între multe posibile cariere, între diverse variante de studii. Cum trebuie consiliat, cum trebuie ajutat un tânăr să-și găsească drumul? În ce fel poate părintele să fie constructiv până la urmă? Aici, principala construcție pe care poate să o facă un părinte e să ajute să aibă niște copii autonomi. O greșeală
fantastică și comună a părinților este să-i facă dependenți de ei, afectiv, financiar, social, nu mai știu ce feluri. Deci primul lucru este să fie autonom. Și o greșeală, de exemplu, pe care o văd în mulți dintre studenții mei, este că ei vin să facă o facultate inerțial, pentru că așa i-a împins familia, societatea, dar ei nu vor cu adevărat să facă lucrul ăsta. Bun, ei nu știau cu adevărat ce vor face. Deci unul este lipsa de informare a ceea ce urmează. Știți, sunt informații vagi așa pe care le avem, le mai auzim de la un coleg, de la un prieten, de la părinte, de la bunic și da, mă duc să fac ceva. Poate pentru că tata e sau mama e sau exact, bunicul a fost și mă poate ajuta în carieră. Adică una e să pornești de unul singur, alta e să fii sub aripa părintelui de aceeași meserie. E un adevăr și aici. Iar eu sunt pentru performanță și performanță nu poți să faci decât dacă faci ceea ce vrei să faci. Ori mulți vin doar pentru diplomă. Deci ei sunt la o facultate pentru facultate, dar nu pentru facultatea aceea. Înțelegeți? Și nici nu știu bine ce vor să facă, dar merg. Inerțial, o să aibă o diplomă și asta, mă rog, îi ajută la angajare pe mai departe. Nu, tu trebuie să te duci acolo unde te poți dezvolta. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră, da, la nivel preuniversitar stăm foarte prost. Deci, din câte știu, eu un consilier psiholog la 2000 de copii, ceea ce este enorm. Deci ar trebui să fie la cel mult câteva sute. Pentru că trebuie să-i cunoști, așa cum vă spuneam, trebuie să ai o relație cât de cât apropiată cu acei copii, să le știi dorințele, putințele, visele și așa mai departe. Și atunci acest rol trebuie jucat unul și instituțional, dar uneori trebuie să ne ajutăm la nivelul societății și atunci să identificăm oameni care cunosc sistemul și care poate să ne îndrume copiii noștri, să îndrume pe copiii noștri. Și de obicei, lucrurile astea, da, se întâmplă inevitabil, fie când se face saltul către liceu sau de la liceu la facultate sau de la facultate mai departe. Dar vă spun, eu am văzut cazuri dramatice de oameni care, de exemplu, au făcut medicina. Asta înseamnă 6 ani de facultate cu 5 ani de rezidențiat și după aceea și-au dat seama că nu e de ei. Ori asta e tragic, au pierdut 11-12 ani din viață. Bun, au pierdut în sensul că între timp puteau să facă ceva care chiar le-ar fi făcut plăcere și atunci ar fi făcut mult mai bine. Există copii, poate cea mai rea este situația copiilor care au o anumită vocație, dar care se izbesc de întrebarea și cum din ce o să trăiești. Este una din întrebările pe care le pui unui copil, părintele poate să o pună unui copil care vrea să dea, de exemplu, la filozofie. Da, da, am și râs, că aici eu am fost în situația asta. Pentru ascultătorii noștri, domnul profesor Costre este la Facultatea de Filozofie și asta predă. Cum poți să faci echilibru între vocația? Sunt copii care au această vocație, în mod cert, și perspectiva destul de incertă, pentru că în afară de carieră didactică, după aceea, nu prea e nimic cert, nu prea e nimic bine stabilit în cazul unei astfel de facultăți. Nu ești ca medicul, ca inginerul, ca... Da, sunt zone academice care nu ți oferă o meserie certă. Eu vin dintr-o astfel de zonă, poate cea mai incertă. Deci filozofia este poate zona cea mai vagă. Te întreabă cineva ce ești, filozof? Mă rog, percepția comună, cred că este a, știți, ciobanului care stă și se gândește la nemurirea sufletului. Exact asta nu facem noi. Dar acum revenim. E o nevoie și tot dintr-o nesiguranță a noastră vrem să ne ancorăm copiii în meserii. Uitați-vă la societatea noastră. Noi nu avem tipul ăla de flexibilitate în care un angajat se mută în funcție de oportunități, dintr-un oraș în altul, își schimbă chiar și domeniul, cam ceea ce se întâmplă în statele
clar mai dezvoltate. Nu, noi ne căutăm ceva pe viață. Știți? Și asta arată o lipsă de flexibilitate și adaptabilitate care ne vine din educație. Ori crezul total aici este eu nu să caut o meserie, ci să caut să fiu bun. Și nu pot să fiu bun decât dacă fac ce-mi place. Știți, era cineva întreba care este secretul vieții și răspunsul a fost secretul vieții e făcut din doi pași. Primul pas este să faci ce-ți place. Pasul 2 este să găsești pe cineva care să te plătească să faci ce-ți place. Deci eu, unul personal, sunt pentru a-ți urma setea. Problema este că uneori copiii sunt foarte însetați, dar ei ar bea de toate. Da, nu știu de ce le e sete anume. Exact. Și atunci e foarte greu să le spui și ai o mare responsabilitate când le spui du-te, fă drept, du-te, fă psihologie, fă filozofie, fă fizică sau mai știu eu ce. Pentru că trebuie să vezi dacă cu adevărat aceea e setea. Pentru că setea poate să fie o sete de moment, de genul este foarte bun la biologie, dar de fapt să dai seama că nu este făcut pentru biologie. De exemplu, un exemplu personal în cazul meu. Eu eram bun la matematică, dar nu eram atât de bun la matematică ca să fac matematică, că eram virusat cu întrebări filozofice. Ce este numărul, ce este o funcție? Și colegii mei, care după aceea chiar au făcut matematică, erau mult mai performanți, că ei nu aveau această metagândire. Ei rezolvau teoremele. Exercițiu. Exact. Asta trebuie să se întâmple. Și atunci, la o privire, cum să vă spun, tatăl meu a făcut matematică, deci puteam să urmez această tradiție, să spun. Dar la o privire mai atentă, mi-am dat seama în clasa 11-a că nu sunt făcut pentru asta. Fix din această diferență pe care o observam când mergeam pe la olimpiade între mine și ceilalți colegi, care ei nu aveau astfel de probleme. Și atunci am început să mă gândesc, dar pentru ce sunt bun? De ce atâtea DC-uri? Știți? Care, facultatea de DC-uri. Exact. Nu, dar DC-urile trebuie încurajate. Da, sigur. Deci tot acest nivel metacognitiv e fundamental. Asta este minunea vieții noastre. Prin asta noi ne deosebim de celelalte specii. Și prin faptul că putem să ne rescriem software-ul mental cu propriul cap. Facultate în țară sau facultate în străinătate? Există în momentul ăsta convingerea că facultățile din străinătate sunt facultățile cele mai bune, că șansele sunt mai mari ulterior. Acolo se face școală, la noi nu se mai face școală, ca să citez așa. Dumneavoastră, ca prorector al Universității București, ați auzit-o probabil de multe ori și cu durere această afirmație. Cum ar trebui luată decizia și decizia aceasta? Aici, da, îmi pare rău că o să spun așa, dar o să vă vorbească studentul din mine, cel care a studiat în multe locuri și pe perioade destul de lungi. Că am studiat și în state, am studiat și în Canada, și în Germania, și în Italia, deci știu sistemul academic și dinăuntru și din afară. Într-adevăr, e o falsă percepție de tipul în afară e mai bine. No matter what, indiferent ce ar fi, haideți în afară. Care e falsă? De ce e falsă? Pentru că nu orice universitate din afară este mai bună. Și știu mulți copii care s-au dus la universități mediocre de acolo, în special din Marea Britanie și zona aceasta din nordul Europei, care acum regretă în clipa în care se uită la colegii lor din țară, care sunt la universitățile foarte bune din țară. Deci trebuie gândit, unu, în funcție de ce vrei să faci. Sunt domenii, da, în care în țară, de exemplu, iar cu exemplu personal n-am ce să fac, fiica mea face neuroștiințe. În țară nu există. Așa ceva nu există. Un program ca atare. Și atunci ea nu vrea să plece, dar a fost forțată pentru că domeniul era mai important decât a sta acasă. Cea de-a doua fiică n-a vrut să plece de niciun fel și a preferat să facă ceva în țară. Ca să revin,
Deci este o falsă dihotomie că în afară sau înăuntru. Ci trebuie să gândești în funcție de ce vrei să faci. Pe anumite domenii, eu cred că universitățile noastre, cel puțin cele de elită, mari, tradiționale, poate să facă cu brio față competiției. Bun, nu vorbesc de competiția, de exemplu, între Universitatea din București și Universitatea Harvard. Universitatea Harvard are bugetul aproape dublu cât tot bugetul educației din România. Deci, din start, noi nu putem să fim competitivi la acel nivel. Bun, pe alocuri mai avem și noi specialiști care poate să țină pasul cu ce se întâmplă acolo. Dar câți copii de la noi se duc la Harvard? Înțelegeți? Și mulți aleg o universități obscure care le oferă mult mai puțin decât... Exact. Și atunci eu nu cred că asta este soluția. Soluția este să-ți urmezi visul, setea, cum spuneam, și să judeci contextual și să te sfătuiești. Deci, dacă, de exemplu, mie și colegii mei, ușa noastră este permanent deschisă pentru astfel de cazuri și cu mare drag le dăm un sfat colegilor noștri mai mici, în definitiv, viitorilor studenți, să le spunem, vino aici, du-te acolo, e mai bine. Cum e mai bine, da. Exact. Deci, nu, sunt false dihotomii privat-stat, afară, înăuntru, și lucrurile trebuie judecate circumstanțial. De la caz la caz. Exact, cu nuanțele de rigoare. Domnule profesor Sorin Costre, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Vă doresc și dumneavoastră, așa cum le doresc celor care ne ascultă, să aibă un Paște liniștit, tihnit, cu multă sănătate, că asta este la ordinea zilei în acest moment. Dragi prieteni, ne vom auzi săptămâna viitoare, cum spun, sper eu, sănătoși, mai odihniți, mai luminoși și cu mult, mult optimist. Asta vă doresc. O seară bună tuturor! O seară bună și mulțumesc mult! Sărbători liniștite și luminoase! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.